De-abia așteptam Paștele, pentru că este o sărbătoare care mi-amintește de copilărie și de toate momentele fericite din acea perioadă. Mă bucur de Paști pentru că este un început. Este lumină, este viață, este dragoste. Vă urăm și vouă să vă bucurați de aceste zile și să simțiți exact ce simțim și noi. Dragoste, iubire, încredere, liniște și împărtășire. Să aveți sărbători frumoase, să aveți un Paște bun. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Să învățăm să fim mai buni, mai curați, să încercăm să fim mai demni, mai bărbați, să învățăm să luăm din viață ce-i bun și adevărat. Să încercăm mereu alături să fim, să învățăm mai mult să iubim și lumii o speranță în noi să dărâmim. Iepurașul mustecios e de Paște norocos. Nu vă lasă cadouri în ghete, are el alte secrete. Pască, oul înroșit, cozonacul miel înfrit și un Paște fericit. Dragi prieteni, vă salutăm și vă dorim sărbători luminoase, vă dorim liniște, pace și putere să trecem peste nenorocirea care s-a bătut peste noi. Multă, multă bucurie și să savurăm fiecare clipă alături de cei dragi, oriunde nu am fi, fie pe sărbătoare, fie acasă, și ne este dor de voi și vrem cât mai repede pe scenă. Sărbători fericite, Hristos a înviat! Sărbători fericite! Dragi prieteni ai Teatrului Național Mihai Eminescu, să vă fie de bine în această luminată și frumoasă sărbătoare pe care o așteaptă toți creștinii un an de zile, cu smirenie și cu credință. Învierea Domnului să vă aducă pace, lumină, bucurie în casele și în sufletele dumneavoastră. În apartament e frig. Afară e trist. Dar ne încălzește un singur gând, că vin sărbătorile de Paște. Paște fericit! Paștele este sărbătoarea luminii, dar și a liniștii, a calmului, a reculegerii de care avem toți nevoie, a căldurii care vine din partea celor dragi. Ar trebui să fim fericiți. Acum se pare, avem toate ingredientele. Suntem alături de cei dragi. Să ne ajute Dumnezeu să avem parte de sărbători fericite, luminoase și luminate de Paște. Cu vești bune, sărbători care ne vor ajuta să privim lucrurile cu pozitivitate. Ups! Dragi spectatori, eu împreună cu acești doi minunați ieduți, vrem să vă spunem un Paște fericit și să nu uitați că Teatrul Național vă iubește enorm. Dragi iubitori de teatru, dragi colegi, îmi permit să vă felicit cu ocazia Sfintelor Sărbători în pragul cărora suntem și vă doresc ca lumina care este în fiecare dintre voi, cu care ne-a hărăzit Bunul Dumnezeu, să strălucească, să ne lumineze căile, luminile, mintea, conștiința, să fim mai buni, să fim mai iertători și să nu uităm de cei mai triști ca noi. Sărbători luminoase să aveți! Pentru noi, Sfintele Sărbători de Paști simbolizează reuniunea, dar și conexiunea noastră cu copilăria. Azi mai mult ca oricând sărbătorim această zi într-o familie. Totodată sperăm că foarte curând vom avea multe motive să ne întâlnim cu marea familie a Teatrului Național Mihai Eminescu. Paște fericit! Lumina emoțiilor din scenă o transmitem de la distanță, ca să ne revedem cât mai repede în sala Teatrului Național. Hristos a înviat!